Decizia luată de soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Revoltă Revoltă și dezamăgire în cazul tragic al lui Mario Iorgulescu, după ce în alta curte a decis să anuleze condamnarea acestuia și să rejudece dosarul. Decizia luată de soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Patricia Vicol soția tânărului ucis în accidentul provocat de fiul fostului președinte al Ligii de Fotbal, a exprimat o profundă indignare și determinare în fața noii situații. La doar 21 de ani și cu doi copii mici de crescut singură, Patricia Vicol a fost lovită din nou de veste. Mario Iorgulescu ar putea să scape fără să plătească vreodată pentru moartea soțului ei. Anularea condamnării definitive a fost un șoc pentru familia Vicol, care credea că obținuse în sfârșit o formă de dreptate după ani de luptă în instanțe. În continuare, că tot este liber, poate să bea, să se drogheze și să iasă la volan să mai omoare și pe alții. Eu să mă las bătută din să accept ideea că Mario Iorgulescu nu va face nicio zi de pușcărie. Mai bine mor. Eu vreau să fac tot posibilul să merg și la CEDO, să merg oriunde posibil încât Mario Iorgulescu să nu scape de pușcărie, spune femeia ce vrea să facă femeia Accidentul în care Dani Vicol și-a pierdut viața a fost devastator, cu Mario Iorgulescu conducând cu viteză mare, fiind sub influența substanțelor interzise. Patricia Vicol este acum determinată să ducă cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, în speranța că acolo va găsi o formă de justiție care să nu i-a fost oferită în sistemul judiciar românesc ar trebui să-i spun că îi mulțumesc cu că de cinci ani m-a lăsat fără soț. Mi-a lăsat copiii fără tată, mai spune femeia. Între timp, Mario Iorgulescu se află în Italia, unde a fost tratat după accident. Procesul său urmează să fie reluat, iar familia Vicol își exprimă speranța că de această dată justiția va fi făcută cu adevărat. Indiferent de circumstanțe, ei pledează pentru aplicarea legii în mod echitabil și fără compromisuri.